Pentru America și Asia. Aveți motive temeinice să vă îngrijorați și să vă spăimântați. Dar mai bine căutați să vă apropiați de mine mult mai mult în vremele de astăzi, pentru că atunci când puterile se vor porni și mai intensiv față de cum sunt acum, și când da, sabia va tăia într-o parte și în alta, sabia mea, zice Domnul, voi să puteți să vă uitați la mine prin credință, pentru că nu voi face nicio alegere, zice Domnul. Îl voi lua și pe cel bun, așa cum de-alminte le-ai voi lua și pe cel rău, pentru că vreau să las unele semne vizibile, din loc în loc, din cetate în cetate, vreau să las semne vizibile ca să se știe că sunt Domn și Dumnezeu. Că cu toate acestea, unii nu se opresc ca să mă mânie în fiecare zi. Cu toate aceștia, mulți încă caută să mă mânie prin lucrarea mâinilor lor, prin idolilor de aur și de argint pe care i-au speculat în casa mea și se chină înaintea lor. Vă vorbesc, zice Domnul, care ești înțelept să iei seama la ceea ce vorbesc, să iei bine seama. Dacă se pleca inima la cuvintele mele, nu că vei fi scutit, dar te voi scoate prin noi tot, zice cura celui preanal. De aceea tu caută și te alipește de mine. Nu căuta să-ți faci provizii de alimente. Nu căuta să faci provizii de bani. Nu căuta să-ți faci casă întărită în felul lumii, ci caută să-ți întărești credința în mine. Pentru că eu sunt pâinea care să coboare din cer și satul după dorință tot ce are suflare. Eu îți dau pâinea ca prin somn. Dar ai intrat în tine frica. Ai intrat frica și îți pui întrebări ca cei din lume care n-au nădejde. Ai ajuns să te clatin cu cuvântul în mână, cu cuvântul în auzul urechilor tale, cu cuvântul în fața ochilor tăi te clatin. Recunoaște-mă că sunt Domn și Dumnezeu. Recunoaște-mă în toate căile tale și te vizuiește pe brațul meu, care e brațul de Dumnezeu. Nu mă te mai sprijini pe un braț de carne omenesc. Și vizuiește-te pe mine, că pot să-ți iau totul într-o noapte. Îți iau sufletul și ceea ce ai strâns, cum vei lăsa. Ceea ce ai pus în cămară, la cine vei lăsa. Ceea ce ai în frigider, cum vei lăsa. Ceea ce ai în dulap, cine va îmbrăca. De ce te frământ? De ce cauți să fii ca oamenii din lume? Când trebuie să cauți să fii ca și mine. Sfânt, sfânt, sfânt! Ajunge totul. Ajunge dacă ai ce mânca și ce îmbrăca, îți ajunge cât ai astăzi. Și dacă te mai frământa mult, te voi nuela, zice Domnul. Îmi voi întinde și toiagul peste tine, ca să te fac să înțelegi că sunt Dumnezeu. Cât mi-ai dat astăzi mie? Cât mi-ai dat ieri? Cât mi-ai dat în ziua trecută de alaltă ieri? Cât mi-ai dat? Cât mi-ai dat în seara asta? Te uită în inima ta, că-ți împărțită. Că ai pus în ea cămăruțe, asta pentru asta, asta pentru aia, asta pentru cealaltă, dar mie care cameră mă dai? Pe mine unde mă lași ca să lucrez? Tot mă chem ca să lucrez cum vrei tu, dar tu nu vrei să faci ceea ce-și cer eu. Și-și cer sacii care nu sunt grele. Poruncile mele nu sunt grele. Trebuie doar să vă iubiți unii pe alții. Iată că nu vă iubiți. Tot îmi cereți, dar nu vă iubiți că vă uriți. Căutați să vă iubiți în seara aceasta, căutați să iubiți în duc și în adevăr, în faptă și credință, devotați în totul și tot pentru mine, ca să puteți să izbutiți almiteria. Iată unii veți da de ziduri care vor sta în fața voastră ca niște piedicini inspucabile care nu veți putea trece de încolo. Nu veți mai avea cum! Alții veți cădea în groapă, alții veți fi orbiți și alții nu veți mai avea putere, pentru că vă uitați la ceea ce izbește ochii. Căutați să vă uitați la lucruri care nu se văd, care sunt veșnice, pentru că tăi vorbiți cuvintele mele, dar căutați să le priți prea puțin. Schimbați-vă gândul, schimbați-vă mentalitatea, schimbați-vă forma de lucrare și faceți fapte care să se vadă. N-aveți fapte, aveți doar vorbe multe. Trebuie să facem, trebuie să facem. Când v-am dat să aveți case, v-am dat să aveți de toate, dar cât îmi dați mie? Cât mi-a dat asta? Mi-a dat un leu, mi-a dat un parc de apă și lege, mi-a dat o felie de pită, mi-a dat o cămașă. Ce mi-a dat astăzi? Dar veniți să cereți. Nu fiți ca păcânii, ci fiți cu adevărat copii și fiice ale mele, care știți ce aveți de făcut. De aceea trebuie să vă spun încă o dată, nu mă voi opri din măcel, nu mă voi opri de nimicire, am hotărât să intru din cort în cort.
Nu mă va opri nimeni și nimic, nici rugăciune, nimic nu mă va opri, pentru că ți-am hotărât. Aia voi face. Totuși, în unele circunstanțe, mă voi lăsa înduplecat, zice Domnul, dar nu pentru multă vreme, pentru că eu sunt Domn și Dumnezeu. Și am hotărât să duc planul la împlinire pe toată fața pământului, ca să vă cutremurați și să știți că eu sunt Dumnezeu. Dați-mi slavă mie! Nu mai dați slavă omului! V-ați obișnuit să dați slavă oamenilor! V-ați obișnuit și vă e frică de oameni! Dacă vă e frică de oameni, cu ei veți rămânea. Dar dacă vă va fi frică de mine, vă voi da piruință și omul din cel ce voi lucra în dreptul vostru cu mare putere. Amin! Iisus Hristos este Domnul! Iisus Hristos a venit